Salutare nocivanilor și ratonașilor, bine v-am găsit la un nou episod de Granny în care vrem să o punem pe hârculiță la păstrat, pentru că o considerăm o adevărată valoare, o nestemată, o cea mai rară piatră de pe pământ, pentru că este ca o piatră, știi, ca o relicvă în pana mea. Și vrem mai pe scurt să o băgăm în safe, dar pentru treaba asta o să avem nevoie de cheia de la safe și avem nevoie și de o armă. Între timp, până căutăm noi chestiile acestea, o să vă zic să dați un follow pe Instagram la nociv.insta. M-ar ajuta foarte mult să fac și eu 10.000 de followeri acolo, avem deja 1000 și ceva într-un timp relativ scurt. Și m-aș bucura dacă m-ați susține, sper să nu vină buni aici. Oricum o să vină, pentru că m-au auzit că am făcut gălăgie, perfect, bun. Deci m-aș bucura dacă mi-ați da un follow la nociv.insta pe Instagram, al doilea link din descriere vă duce pe Instagram sau mă căutați voi pe Instagram nociv.insta. Să-mi dați și un follow pe Streamcraft dacă vreți, pentru că dacă vreți să vedeți episodul înaintea tuturor, episodul ăsta de exemplu îl filmez pe Streamcraft și sunt 60 de oameni care îl văd pe live. Primul link din descriere vă duce pe calculator, adică vă uitați de pe calculator, iar al treilea link din descriere puteți să intrați pe el, este un tutorial în care vă explic pas cu pas cum puteți să vă uitați la mine pe Streamcraft și să vedeți episoadele înaintea tuturor. Trebuie doar să dați follow și gata, easy peasy. Hai să facem episodul. Unde-i partea cealaltă din Shotgun Boss? M-aș bucura dacă n-aș avea o pehârcă pe urmele mele, pentru că aș putea mult mai repede să caut safe key-ul. Uite, ăsta e safe-ul, bossule. Aici vreau să o băgăm pe bunii, dar nu putem să o deschidem. Mai bine zis, pentru că nu avem safe key. Aulu, 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 fac. Uai de capul meu, băi, cum o prins. Bunii, hârculiță mică, ce ți-am făcut? Cu ce ți-am greșit? Ți-am făcut, ți-am zis că ești nestemată. Ți-am zis că ești o piatră, cea mai prețioasă piatră din lumea asta și tu așa mă tratezi? A, păi gata frate, schimbăm foaia. Că nu-ți sparg eu ție vaza asta, tâmpită. Îți? Ți-am aruncat vaza, ți-am aruncat și tabloul pe jos, ți-am demolat toată casa, nebună mică. Nu, gata, deci fac rost de armă. Și gata, e la carne, la carne. Ce-i la carne? Ce la carne, măi? Acolo e partea din shotgun. A, uite, toată lumea mă spamează pe Streamcraft și zice că este la carne. Deci ca să înțelegeți, vă mai zic încă o dată că sunt live pe Streamcraft și acum o să citesc niște nume ale abonaților, ale nocivanilor, ale ratonașilor de pe Streamcraft, ca să se mai bucure și ei că apar în video și chestii de genul. Dacă vreți și voi, trebuie să fiți pe live când eu citesc numele și când fac episoadele. Uite, Cristi, Ștefan, Dalia, Magda, Ughița, Ioana Alexandra, cred, Cristi, Ștefan Tranc, Ionut Sede, cele mai frumoase, așa cheamă, cele mai frumoase, pana mea. Ștefan, Ionuț, Izabela, Dalia, Ștefan, Ionuț din nou, Darius, Diana, Ungurianu, Alea, Alexia, Laurențiu, Denisa, Alexandra, Izabela și cam ăștia sunt cei pe care am apucat să citesc și o să mai citim și în următorul episod. Yay! Let's go! Bă, uneori e greu să citești numele lor pentru că, pe lângă faptul că sunt foarte întortocheate, nici nu se văd. Nu se vede tot numele pentru că, nu știu, bă, efectiv dacă ai numele prea mare îți pune puncte în continuare și na. În fine, eu mă bucur că am apucat să citesc câteva nume și hai să vedem dacă o dăm cu hârculița. Hai, hârco! Hârculiță mică, du-te odată! Păi, dar nu te pun eu la păstrat acolo? Acum nu te mai pun la păstrat pentru că ești o nestemată sau o piatră din aia super mega rară. Nu frate, te bag acolo pentru că m-ai enervat. Gata. Păi cât măi să mai vorbesc frumos cu tine? Nu. Fac. Am crezut că a plecat. Nu, spune-mi te rog că nu m-a văzut, te rog, nu. Te rog. Deci mă sperie când se uită așa supa la mine și nu-mi place. Nu m-a văzut. E bine. Bun. Hai că încă te consider argint. Înainte te consideram piatră nestemată și nici măcar aur nu te mai consider. Ești argint momentan și totuși trebuie să te punem la păstrat. Dar dacă... Bă, dar uite, deci deja ești nesimțită. Fii atent. Dacă stai acolo în ușă, mă încurci și nu-mi place. Am nevoie să găsesc safe-ul, frate, soro sau ce naiba ești tu. Uite, mi-a pus 7 capcane. Nu, bagă-ți capcanele în fund. Am nevoie de safe key. Okidoki, pune asta capcane peste tot, mă. Bă, dar nu mă vrea nici cum. Okidoki, Avem încă o parte aici, parcă, nu? Bun. Știu că este la carne, pentru că am văzut-o. Ne-am amintit și eu după. Bun, perfect. Mergem frumos aici și ducem cealaltă parte. Mai avem nevoie de încă o parte. Nocivanilor, unde credeți voi că este cealaltă parte? Băieții de pe Streamcraft și fetele. Am nevoie de ajutorul vostru, măi. Să facem cât mai repede episodul, ca să nu stăm să pălăvrăgim aiurea. Hăț! Am pus și aici să vedem ce face bunii. Bunii! Alo! Am nevoie de cealaltă parte din shotgun. Hopa! Se pare că m-a auzit nebunatica. Nu, 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 nu. Hârculiță mică, 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 mică. I-am văzut mâna prin zid, ești nebun? Hai să vedem. A, uite partea cealaltă. Gata, frate. Hai că putem să o punem la respect pe bunii. Nu știu unde poate fi safe queue, bă. Nocivanilor, gata, acum cei de pe Streamcraft. Am nevoie să-mi spuneți unde considerați voi că ar putea fi safe queue. Ah, e greu, bă, e greu. Recunosc că este greu. Hai, bunii. Lasă-mă să tunie, că tot după mine vine. Dar nu-ți găsești și tu, nu știu, să te uiți la o telenovela, la un film, la frumos acolo, la TV. Numai jogging faci după mine. Păi dar nu-ți mai ajunge, măi, gata, mai lasă-mă și pe mine. Pentru treaba asta, e gata. La ursuleț. Ce, este la ursuleț, mă? Ok, lasă că verificăm la urs. Lumea zice că aș avea safe queue acolo, dar nu știu ce să zic. Unde-i bunii? Ești aici, bunii? Hello, bunii! I'm coming for you, bunii! What's mom? Am pus-o direct lată. Și hai să mai luăm un glonț, pentru că nu știm când revine bunii și trebuie să fim înarmați până în dinți, pentru că hârculița, ați văzut și voi ce dinți are și cam ar fi cazul să ne sperie. Bun, hai să mergem la ursuleț. În beci, în beci, în beci, în baie. Deci ok, aici nu este. Hai să vedem dacă este în baie. Ia șurubelnița, afară, în beci. Ok. Hai să vedem dacă este în baie. Nu, aici e ok și e baia o rotiță și mă gândesc că nu mai are ce să fie. Hai să luăm repede șurubelnița. Păț! Wow. Bun, aruncăm asta aici. Deși, bă, mi-e cam frică să o las aici. Mai bine o arunc undeva, uite aici. Ca să fiu sigur cu a în jos. Perfect. E cel mai rău loc din lume. Cea mai proastă idee să-ți lași arma aici. E locul în care bunii te poate prinde din orice direcție și nu vă sfătuiesc să vă lăsați acolo, indiferent shotgun, armă, pentru că și shotgun-ul, dacă e încărcat, nu vă ajută, credeți-mă, mai mult vă încurcă. Iar ce avem? Mai safety. Gata, frate! Respect nocivanii care au scris acolo pe chat să mă duc să iau șurubelnița. Doamne, două cu nocivanii mei, măi, că nocivanii mei sunt pregătiți pentru orice, măi. Hai să lăsăm acolo la bunii, poate își mai taie și iau unghiile. Îi lăsăm... cleștele. Măcar putem intra, bă, dar nu cred că poți intra, bă. A, fuck. În fine, noi o să încercăm. Din păcate nu cred că merge să intri. Da. Știi ce, nu contează. Noi avem nevoie de niște gloanțe, le luăm de jos. Și să sperăm că putem să o băgăm pe bunii în safe. Dacă nu, măcar cât de cât aproape, ca să pot să închid ușa. Sincer, nici măcar nu știu dacă mai pot închide ușa. Multe întrebări la care o să le aflăm răspunsul în minutele ce urmează. Pot să mai închid? Nu mai pot închide. Deci, din păcate, încercăm. Na, ce să zic. Ne dăm silința. Hai, bunii. Hai că am treabă cu tine. Unde ești? Băbăciune! Băbăciune! Hârculiță! Hârcă, hârcă, mârcă, pârcă! Ai venit tu repede, mă, să trebuiască să dau eu dita mai ocolul la toată vila asta ta. Că tu te plângi că e săracă, mă? Dar uite-te că ai dita mai vila aici în pana mea. Că mă și enervezi acum. Vino aici după mine, bunii. Vino să vedem. Te pot pune acolo. Nici măcar nu mai pot închide, bunii. Ce naiba fac eu cu tine dacă nu te pot închide acolo? Aolo și vai de mine. Bă, aș putea fi atent ce aș putea să fac. Hai, bunii. Hai, mă, bunii, mă, că am treabă, mă. Mă, nu stau eu după tine, măi. Uite așa, dăm o tură. Fiți atenți, nocivanilor. Hai, măi, bunii. Așa, dăm o tură și după, cred că ar fi avantajos să... Dar nu-i bine, nu-i bine, nu în direcția asta trebuie să dăm tura. Așa că facem așa ceva. Băi, am văzut că a pus capcana acolo, mă, asta vrea să mă prindă, mă. Băi, chiar vrea să mă prindă, nu se lasă bătută. Deci va trebui să facem fix opus. Adică să fugim noi în direcția asta așa. Bun, bă, mi-a pus capcana acolo, mă, marș, mă. Serios. Dar nu-i bine așa. Nu, deci efectiv nu-i bine cum am făcut. Hai să scoatem asta. Repede, fugi, 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 fugi. Bun. Hai că ne cam prostește bunii un pic, n-am ce zice. Bun, 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 bun. A, bă, serios? Pe bune. Deci chiar s-a întâmplat treaba asta. Bă, deci bunii numai cu codurile o dă, mă. Și mai îmi bagă și reclama acum. Mersi pentru reclamă, frate. Trăiți al ție reclama. Da, să opresc reclama nocivanilor, că aparent bunii vrea să facă bănuți aici cu reclama. Păi și naiba. Am dat X la reclamă și nu se mai întâmplă nimic, nocivanilor. Doamne, mi-a stricat episodul, bă. Bă, tu ești nebun. Ce fac eu în situația asta, nocivanilor? Am ecranul negru, stați că vă și arăt. De fapt, nici n-am ce să vă arăt, că tot negru o să-l vedeți. Am ecranul efectiv negru. A, bun, gata. Sau? Stați puțin. Ținu mânați, lângă boi vă alăturați. Stați că au găsit noi aici tactica supremă. Așa, bun. Continuă. Bun, perfect. Hai că am reparat. Am salvat episodul. Doamne ajut. Bun, am salvat episod. Și hai să ne continuăm treaba. Bine că am reușit, că mă ofticam destul de tare. Chiar mă ofticam destul de tare, dar nu este cazul. Perfect, dăm toate astea pe jos, o chemăm pe bunii. Haide bunii, știu că vrei să mă iei. Dăm o tură pe aici prin casă, îi spargem tot ce se poate lui bunii. Pentru că, sincer, m-a dus la disperare. Nu mai suport. Și trebuie să mă gândesc în ce parte trebuie să merg eu când vine bunii după mine. Deci ea trebuie să vină de acolo. Asta înseamnă că eu trebuie să fug direct în dreapta când ajunge ea. Facem ceva gălăgie, să vină bunii. Va trebui să fug așa pe aici, bun. Perfect. Hai să o așteptăm. Bine, da? Bunii, așa, bun. Perfect. Și treaba stă în felul următor. Noi trebuie să o așteptăm pe bunii să vină pe aici. Și să o ademenim așa, să dăm direct să vedem dacă intră în save direct sau nu. Aoleo! Cât de aproape a fost să mă prindă. Hai, te rog, te rog, te rog, intră, 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 te rog, bunii, te rog. Te rog. Până te rog. Până încă te rog. Așa, bun. Hai că am băgat-o. Hai, mă. Serios. Bunii. Hai, intră. Bun. Perfect. Perfect, cred că am prins. Să sperăm că pot să fac și un thumbnail decent. Dar dacă nu, asta este, văd eu cum fac acolo. Păi, au fost tot în mișcare. Ia stai să mă uit un pic pe live în reluare, pe Streamcraft. Cred că apuc, în fine, nu știu, asta este, o să văd eu. Dacă nu pot să fac, fac eu un thumbnail mai interesant. Vă mulțumesc pentru susținere, nu uitați să-mi dați acolo un like, un share, un subscribe. Dați video ăsta unui prieten, m-ar ajuta mult. Nu știu, prieten, dușman, ce ți-o fi, câine, raton, pisică, am mai zis chestia asta. Dați acolo video ca să ne strângem 100.000 de abonați pe canalul ăsta. Și nu uitați că m-ar ajuta foarte mult dacă ați da un like, să văd cât de susținută este seria asta și să o postez zilnic. Pentru că eu am de gând să mai postez încă cel puțin, bă, nu știu, cât vă mai place vouă și cât mai îmi face și mie plăcere, eu o să mai postez Granny zilnic. Vă salut cu respect. Și ne vedem în următorul episod. Nu uitați de like, share și subscribe și de follow pe Instagram la nociv.insta. Hăț!